numai pot dormi dimineața. Nu mai pot dormi dimineața de mincinoși ce îs ăștia. Nu mai pot dormi dimineața de mincinoși ce îs ăștia. Ce ai scos acolo? Ce e asta? Ce vrei să faci cu asta? Ce e să bagi la cuptor? Nu bagi nimic la cuptor. Nu vreau. Nu mai mâncăm carne. Iarbă. Iarbă ca miei. Iarbă ca miei vreau să mâncăm. Nu mai putem să-mi sărută pizza. Și să-mi sărută șbârcul. Nu mai putem, băi oameni, s-a terminat. Un iaurt. Vreau iaurt. Nu mai put... Mâncați-aș dat și de întâi mai speli haine. Gătu! Tu și de întâi mai... Îi muncitoresc? Păi, oameni, la mine mi-are mașina și de întâi mai. Ce întâi mai? Ce din alea, domnilor? Ce, mă? Na, cum vrei tu? Unde? Unde? Hai, mă, să ne scurse. Ți-ai luat cameră la hotel. Auzi, clipotește. Hai, Barcelona! Hai, Barcelona! Clipotește. Hai, Barcelona! Clipocește. Să mergi să stai acolo. Bine, ești băiat. Înțelegeți? Bă, oameni, bă! Tu ce faci cu gâtul ăsta aici? Vreau iaurt. Auziți aici, deja se dă prea multe minciuni, deja mă enervez și o iau iară pe ăștia de la TV în primire. Pe cum să-mi spui tu mie că tornada de la Drăgășani a distrus casele și a luat pe autocar 50 de metri în aer și l-a trântit jos și n-a pățit nimica decât geamul de la parbriz s-a desfăcut. Pentru acolo a fost popa și s-a rugat și oamenii au venit de la biserică. Pe cum adică au luat... Au luat mijlocul de transport, l-a ridicat în aer și l-a dus 50-60 de metri încolo de șosea și n-a pățit nimic. Și tornada a prins la acoperiș, la oameni și a rupt acoperiș. Și alte mașini pe șosea nu a fost, numai autocarul ăla. Și ca dovadă îl arată pe patronul autocarelor și spune așa: acest autocar este un autocar foarte rezistent, după cum vedeți, nu s-a îndoit, are o din asta de fier foarte tare, șoferul este foarte profesionist, pentru că șoferul a făcut curse de Grecia. Chiar cu autocarul ăsta plecau oameni din Grecia. Deci, autocarul ăsta este foarte rezistent la orice impact. Deci, firma noastră duce autocare la Grecia și nu pățește nimic cu oamenii. Chiar dacă se restornă, mai mare dovadă ca și, ați văzut tornada, ca și tornada că a luat pe el pe sus și l-a dus 50 de metri distanță de șosea, nu există altă mare dovadă. Vedeți că nu are nicio îndoitură pe el. A căzut și asta termopangeam jos, dar pe motiv și considerent că cel care a implicat garnitura de cauciuc nu a pus bine. Că dacă nu vedeți, astea la geamuri de la autocar sunt tot acolo, domnilor. Înțelegeți voi? Bă, alo, să ne înțelegem. Pe ori ne fac reclamă la tornadă, ori ne fac reclamă la tata autocare, ori dacă nu, ne fac reclamă la excursie. Înțelegeți? Nu se poate așa ceva. Să vii tu, că a fost părinți. Pâța mamă deja e în alertă. Să vii tu să spui mie că oamenii... Ce ai făcut, pâța mea? O răsturnat mami, tătătăm și ea cu merinde... Băști.
Băști, te tepșea cu merinde, cu alunii, cu din aia, o zvârlit-o jos. Pâța are forță nelimitată în brațe. Sau de, cu coda ca și la crocodil. Stai acum. Da. Deci, bă, oameni, aici sunt mani... Eu nu l-am destul de mai încar. Hai aici, șobola. Hai la mama. Și fuge, mami, la tine. Hai la mama. Bagă lacăt pe ea în cușcă. Bagă lacăt pe ea în cușcă. De ori am zis că vreau iaurt. De ori am zis că vreau iaurt. Trag în șoldul tău. Cred că ai paianjă la pizza. Unde o duci? Agât! Deci, domnilor, nu dă trup. Auziți aici. Nu mai putem, băi, oameni. Zice aia, uitați. Uitați. Și geanta cum a rămas aici, semn că oamenii au fugit. Florile, pentru că se întorceau de la nu știu ce biserică. Uitați cum au rămas aici, semn că a fugit, ceea ce denotă că oamenii n-a pățit nimica. A venit salvarile degeaba după ei. A consumat combustibilul. Ideea, chiar și din fenomene meteorologice, românul știe să facă reclamă la ceva. Deci pe ăsta cu autocă. Românilor, care sunteți din partea drăgășanilor, mereți cu cea mai mare credință și luați-vă excursii cu firma aia de autocare. Așa la ei nu se rupe și nu se îndoie. Bun. Acum mergem pe partea asta altă. Pe mai preoților, câte caruri ați băgat în voi, pe câți copii ați ciucit, câte pornografie ați făcut voi între voi, v-o depistat, chiar și până acolo în sus, în... Păi, pe Mohaci. Eu nu mă mai duc mai departe. Ultimul. Sau mai fost careva după el. Pe nu-mi rușine să puneți voi la îndoială. Să puneți voi la îndoială dacă să-l mormântați pe Răzvan sau nu. A? Sunteți voi mai buni ca el? Puteți voi să judecați omul? Doar Dumnezeu poate să-l judece. Voi nu puteți să judecați omul. Și nici nu o să o faceți. Dar că vreți să ieșiți și voi în evidență, cu două vorbe contrariate. Vreți să ieșiți în evidență și voi, parșivilor, parșivilor care nu botezați un copil fără bani, nu mormântați un om fără bani, nu veniți acasă să dați cu busuioc cu colea fără bani, să spoveniți, nu faceți nimic fără bani. Înțelegeți? Perversilor! Perversilor care l-ați răstăgnit pe Iisus. Care l-ați chinuit, l-ați dat pe mâna romanilor să-l judece, să-l judece după legile lor. Băi, oameni, și după legile mărșavilor ăștia, știți care era moartea în vremurile alea? Dă-i cu bolovan după dușman, înțelegeți? Îl băga într-un colț de păreche și îi dădea cu bolovan până-l... Bine,
Că era mai ușor, îi dădea un bolovan în capul la mețel și nu mai știa nimic. Dar l-o da mârșavi să-l judece preoță. N-are importanță. N-are importanță ce preot, ce din ăla, că tot un singur Dumnezeu ești. A, că-ți alegi tu că ești mahomedan, că l-ai cristian, că l-ai ortodox, că l-ai antibudist, că l-ai antinicajara sau știu eu, Mao Tse-dun din ele. Înțelegeți? E un singur Dumnezeu, mă. E un singur Dumnezeu. Mă, ce fugeau la sară ăia de la Ajax pe teren, mă gândești că erau bombe de tipiri. Băi, mă, dați slaba, mă. Gândești că erau bombe de tipiri aruncate pe ăsta, mă. Așa fugeau, mă. Aia acum. Deci l-ați omorât, mă. Pă, Iisus. Voi ar trebui să fiți slugarnici, mă. Slugarnici, măi, lumii, mă. Să nu ridicați privirea din pământ, mă. Ar trebui să nu ridicați privirea din pământ, mă. Voi numai cu ochii în Biblie să fiți, mă. Numai cu ochii în Biblie și cu ochii în pământ, mă. Doamne Dumnezeule, iartă-mă pentru greșelile strămoșilor noștri, mă. Bă, așa ar trebui, mă. Nu vii rușine la nav. Și apoi, băi, alu, ce tot o dați pe dansatoarea aia de night din anii 90, înțelegi, să vorbească că ea stă la hotel și el a sunat că trebuie să plecăm la București și nu știu dacă a venit și ce tot o dați pe aia, mă, care o ninorocit familii, mă, pe Vica, o ninorocit familii, mă, o despărțit familii, mă, ce te dați, mă, bă, nu v-o dat ăștia că eu am înțeles că o dat ceva din astea legi. Ce ne au? O da ceva legi ce ne au? Ca să nu mai faceți anumite emisiuni, să nu mai invitați anumite personaje, cum aș fi chiar și eu, să nu știu eu, dar nu v-o dat interzis să mai băgați prostituate la televizor. Asta nu vă mai dat. A? Sau încălcați. Nu pot să vizitez o știre de dimineață, să ascult o știre. Nu pot să ascult o știre. Am uitat să pui zacăr. Ioi, pe când să fac un gest din ăla de plăcere? Wow. Nu te mai poți uita la televizor, că sunt numai manevre și din asta. Și din... Băi! Din... Năcazul unui om să face comercializare. Înțelegeți? Să face comercializare. Da, domnule, uite, așa. Manevrile-s manevre, n-aveți ce face. Uite, cațaș, ce vreme urâtă, mă, de întâi mai, mă, de pas iară, mă. Tu l-o bătăra Sibiu-i? Ha? Nu stă el să mă întrebe pe mine. Să mă întrebe pe mine, ce Sibiu, mă, ce ăla? Merai frumos, îl trimiteam la hotel unde am relații. Înțelegi? Își lua cameră pe 2900 de euro,
unde am relații. Vizita pentru că Budapesta, Vațiuța, Citadela, e un fel de Paris, orașul îndrăgostiților, orașul frumuseții. Înțelegeți? La Sibiu e de mers când îi știu eu în anumite puncte când e iarnă sau ce mai când e iarnă, când e vară. Când e iarnă merg la Brașov, când e vară merg la Acotanța. La Sibiu e când merg la club. Atât. La club, măi! La club, atâta! Păi că la club! Cum? Bineînțeles și pe centru istoric. Prietenilor, Leana, fii atentă, tu vrei să frici carnea asta. Vrei să o frici. Mai avem sarmale. Mai avem zamă. Vă dați seama câtă zamă au făcut mâncavaș. Cam pe 50. Dar nimeni nu mâncă din zamă. Ai vrut să mă duc la metro să rup normele pe cumpărături, a? Ha, botu. Ai vrut să mă duc la metro pe cumpărături. Să rup normele pe cumpărături. Să le aruncăm. Să facă 7 tone de mâncare. Dar nu-i vorba că face mâncare. Dă-o încolo de mâncare. Uitați că are tricou Piliplein. Nu-i vorba de mâncare. Să ptice săraca Sara ruptă de obosită în pat. Să se anemieze de la atâta muncă, stat în picioare, cocălești, faia, faia, faia. Înțelegi? Fă-mi cartofi prăjiți, mami. Și dăm cioc și mâncăm cu ou din ăla. A? Să vrei să dau comandă la o pizza? Ha, mami. Știe, știe. O știe răspunsul. Știe. Dacă zicea, da, îi spuneam, crăcește-te. Da, măi, mami, bă. Să ia, măi, de. Băiatul ăsta care a fost lovit de soartă pentru că a fost prea bun. Ăsta. Câți cartofi ai pus, Liana? Hai de capul meu, că nu ești că ești. Păi 3 kg de cartofi ai pus să faci cartofi prăjiți. Tu cartofii prăjiți îi faci exact într-un moment. Nu faci ca să rămână și pe sară, că nu-ți sugat și de la mec. Să-mi reîncălzești. Uite, de-aveam laptopul, amu, eram în live cu oamenii. Făteam Iașenia. O arăta la televizor că cozonacul care-ți rămâne să-l bagi în mașina de tocat și să pui nu știu ce cremă, să pui nu știu ce magiun și să-l amestec, să faci un talmeș-balmeș ca să nu-l arunci. Dar crema aia și magiunul ăla nu trebuie măr și cumpărat. Alți bani și mânci ca porcii. Lături, mă! Lături! Din ouă? O zis care vă rămân ouăle? Luați 2 felii de pâine, le puneți așa, pe unul pui o frunză de salată, tori maioneză, tori ketchup, mai pui niște frunză de... Stai, cum îi zice la aia? Stevie.
mai pui nu știu ce, sare, piper, ouul feliezi așa în ea și îl pui pe el și pui așa aerată pâine și faci un sandwich. Vai plânge, va să-mi pun să vă plângeți. E culduș. Dar suntem săraci, mă? Să băgăm toate borhodurile în noi? Băi, oameni, vedeți? Asta nu înțelegeți voi. Ia m-a văzut 7.000 de zile. 7.000 de zile. Dacă calculez 10 ani sunt 3.600. 10 ani de YouTube plus câte canale am? 7.000 de zile, mă. Mă, 7.000 de zile, exact cum au fost la 7 ani în Tibet. 7.000 de zile, mă, alu, să ne înțelegem. 7.000 de zile, cătușele, vă rog. Ne dă ei nouă cum să mâncăm și ce să mâncăm prostii și să... Auziți aici, eu v-am mai spus. Vouă. Îți faci o maioneză, o faci acasă proaspăt. Că m-au întrebat și ăștia că de ce nu mănâncă maioneză de la ăla că mănâncă cu aripioare. Eu știu de cât timp e maioneza acolo congelată. Înțelegeți? Apoi vă plângeți, au ficat-o, au colonul, au aia. Alo? Mai bine le mânc gole, că nici ele nu sunt indicate, dar așa ne iau odată la lună, de două ori la lună. Nu te deranjează. Dacă bei iaurturi, bei ceai de... De ce ceai mi-ai făcut, mami? De broaște. Ceai de broaște? Hai să mă sărută puța. Și hai să-ți afută o gura ta. Hai să-ți afută eu toată gura ta, mama. Ai cum m-am trezut așa de dimineață. Aici e 10.30, din coace e 9.30. Înțelegeți voi cum stă treaba? Avem ore pe țări diferite. Ceasuri cu ore pe țări diferite. Ceafă nu avem. Mama! O, serios, nu. Carne de miel am mâncat zilele astea. Facem și aia eventual. Și numai carne macră. Pulpa aia de miel. Cum de n-o vini boc la noi, mami? Asta e interesant. Se întâmplă foarte mult în țară. N-avem ce face că astea-s date de la... După cum vedeți, de acolo de unde trebuie. Dar fierți să-i faci, mami? Nu, dacă vreți să-i fac prăjiți, dacă nu fac salată din aia. Nu fă salată cu cartofi. Ce? Hai și mă șerută toată puța. Hai și mă șerută. Unde e fușobo? Ni, s-a dus la ușă.
Și sub ăla l-a și pulpă din aia ai pusă la macerat. Dar tu, mami, ce e aici în borcanul ăsta? Ce carne e asta? Ce e tu? E de rață. Stai că vedem noi. Pantrumonde, patrimode, guarmand, gurmand. Patrimonde cu gurmand. Șocronte royal. Mâncați-aș Dumnezeu. Șocronte royal mâncava-aș. Liana, îl desfacem. Șocronte royal. Dar cum să desfacem? Liana, mami, cum carul meu să desface? Uitați cum s-o urcă pâța pe mine. Ce faci, mă, de aia, te trebuie să tragi, mă, de aia mare. De care, de asta? Hai. Păi aici e ăla, de asta trebuie. Nu o desfăt tu, să nu-mi sparg eu. Tie tatanețo mondialu. Deschiderea borcanului. Păi asta așa va deschis și acum trebuie să-mi zici de asta sus. Dar tare mie stai tu că-i... Stai, mă, că trebuie. Să sparge. Eu îi șărutam, eu aș mi-o șărut de forțosă. Și-am șărut-o eu mie, eu m-am temut să nu spart. Și acum, nu. N-am mâncat așa. Au ăștia, ermetică în ei. Nu, Liana. Dar ce, nu mai poți acum? N-o mor de foame cu el. Pe de ala trebuie să... De asta. Tatanutie. Tatanutie. Mami, eu-l pui în ghivetă să-l sparg. Eu-l pui în ghivetă să-l sparg, mama. Ție trebuie să mă-și desfăl, dacă îți trebuie să vezi... Ăsta trebuie să ai o tactică să-l desfaci. N-am mâncat așa. Nici nu-i ca și la conservele alea, că bașcotul s-a pus să ridice. Dar cum să desfaci ăsta, mă? Eu bag cuțitul aici și ridic forțat. Nimic. Asta se mănâncă carul meu că nu uite. Au! Mami, ăsta cred că trebuie tras afară să schepe ăla, cum îi zice. Stai că trebuie. Iui. Tu mie cum trebuie desfăcut ăsta.
original, Iana. Dar nu arată cum trebuie să-l desfaci. Ba da, arată cum trebuie să-l desfaci. Mamă, că așa. Nu, tu cu cuțitul ăla cuțit! Tu, să sparge muhu! Ce vrei, mă? Uită-te numai cum. Liana, nu-i bine, rot! Da, nu-i bine. Tiu, că n-așa put-o gua, măti, țăput. Dar nu poți să fie să zic. Put-o gua, măti, mă. Nu încă dacă m-ai chinit-o jumătate. Liana-i varză. Rodin-i carul mamei varză. Dă-mi furcuța. E varză bot. E extraordinar. Pune-l în apă caldă. Varză călită tu cu carne tu. Peste nu mai curăța cartofii. Asta e splendore, tu. Mai oameni, traduceți-mi pe franceză că nu mă apuc să-l mânc. Ce înseamnă asta? Eu nu mă apuc să-l mânc încă. Bateți pe Google. Acolo îi uitați câtă carne. Patrimon gourmand. Show un cronte royal. Mâncavaș, Dumnezeu, ce mânc? Show un cronte royal. Aoleu și vai de mine, ce miros de pizza vine. Pizza. Show un cronte royal. Varză, mami, dar nici un miros ca și varza la Cluj. Varză, 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 varză. Chiț! Avem chiț! Ni, ha! Extraordinară. Ai de capul meu, mami. Asta cred că trebuie pus așa la cuptor. În tavă. Făcută le mezonplast. Înțelegeți? Mezonplast al... Păi cu atâta kilograme de aur pe mine. Pot eu să mânc che tatanețo mondialul chită con sare, picioși pe zamă și fasole... Ba, fasole scumpă. Ha? Acum ce desfac eu? Nu, nu-l desfac. Pune capacul înapoi. Avem ardei gras. Ha? Nu? Niciun fel de ardei? Capia, gras. Ardei uite. Bine, mă, tu ardei uite. Am vrut să fac friptura aia, pulpa aia, așa, în stilul meu. Dacă n-avem... Mami, știi ce faci? Desfaci o conservă din aia mică de carne din aia
Și faci ca și cartofi, ca și în Ungaria, cum îi zice? Cum îi zice la cartofii aia? Cu carne, care îi făceai tu așa. Ce e tu? Îi prăjești și numai torni borcanul de carne peste ei. Ha? Riconiale din ele. Tu lasă cartofii că n-are să mâncăm la păstrăvărie. Ha? Ce să facem? N-are să mâncăm la păstrăvărie. Cine știe dacă e deschis. Iară-s nervos pe câțiva brechi. Îs nervos de numai. Întâi mai, mă, ce frumos era, mă. În vremurile când eram copil tânăr, mă. Mă, întâi mai era soare, mă. Era frumusețe, mă. La ora asta, 10 fără, 11 fără 20. Și la asta e 10 fără 20, nu știu după care să mai iau. Nu, 9 fără 20. La ora asta, era plin la Sfântul Ioan. Plin de pături, fiecare familie, că nu erau atunci șezlonguri și scaune din ele, își mai aduceau oamenii gipsii, își mai aduceau tamburele de acasă, tamburelul de la bucătărie. Dar își aduceau pături, întinde pătura, făcea foc. Erau vreo, fiecare avea focul lui, nu că și-o făcu el foc și mergi tu să-ți frigi la el. Fiecare avea focul lui. Și să frigem, e poftă, să frige slănină, să frigeau, nu, mici luai, slănină, mă. Că vineai de acasă gata pregătit. Gata cu plăsuța pregătită. Înțelegeți? Fiecare avea casetofon și mere să mor eu dacă nu. Auziți cine? Stana Izbașa. Călin, Constantin Ionel Călin. Nicoleta Voica. Auziți de la noi cine? Bobby Rostaș. Bobby Rostaș, vă. Era ascultat, era premieră. Era premieră. Înțelegeți? După aia au apărut Nicolae Guță, Sandu Ciorbă și așa. Bobby Rostaș a fost numărul 1 a Clujului. Dați cele mai vechi melodii cu Bobby Rostaș. Și vedeți. Și era o mândreță, mă, și o armonie. Mici păgrătari, sfârăia la Sfântul Ioan. Câte 100 de mici punea odată, jum. De nu câte 200, jum, și nu mai cărcălești. Beri ursusul la putere, de aia verde, sticlă verde, brumată, îi dădeai gât mere ca uloi în jos, spume făcea ca și de lapte, albă. Și dă-i, și umflă, și dă-i, și apoi
mai erau care juca. Așa, așa, bag acolo și rupem! Rupem geamul! Uitați ce bagă, mă! Dragoș, nici ce bagă la termopan! Pachetul de țigări! La balama se rupă! Uite, Dragoș! Uite, Dragoș, că ne s-o mă învățat! Era fain de tot! Să cânta! De acolo pe trecerea să muta acolo între blocuri. Aici eu uitați că vă arăt. E pe geam. Să muta acolo între blocuri. Și apoi ni. Uite. Numai că-s copaci. E acolo unde vedeți că e omul ăla. Și acolo jos stă peștile. Acolo sus Flaviu, dincolo stă Oanișca, și apărau mai mulți. Ni Mitica, jos Adi Beșchi, Ana lui Babu, Lipu, Dumnezeu să-l ierte, a murit mâine în îngropă. Prea mare cu tata Lipu, Cilipera. Sticu stătea mai încolo, băi oameni, mă. Și auziți. Începe casetofonile să margă, lăzile de bere, fai de capul meu și nii, ca în American Bronx, să făcea câte un foc, că stătea până dimineața la 2-3, să făcea câte un foc, mă, fai de capul și de zilele mele. Era fain. Sticu, Culdușul săracu, atunci era bogat. Ho! Umbla cu câte un chil de aur pe el. Avea bani de numa. Plătea de băut și de mâncat. Înțelegeți? Paris. Câte 6 mașini avea mâncava și parcate. Câte 6 mașini. Acum oamenii în săraci. Eu eram iașenia. Mă menținem. Bine, că ăștia au prins la Caritas. O scos sume. Nu mă răjeți. Dar nu ținu de bani. Paris juca la păcănele, la fructe și îi dădea când prindea la dublaj, arăta în colțul de sus, în colțul de sus o femeie. Era îmbrăcată, prindeai primul dublaj, își dădea bluza jos. Prindea al doilea dublaj, nu știu ce chiloți. În fine, trebuia la ultimul dublaj, piramida sus, ți-o dădeai dezbrăcată. Mă, ce Paris, ce dezbrăcă, tăți gramatică. Bine, prietenilor, vă las, că revin mai după amiază cu noutăți. Uitați cum arată patul meu când mă trezesc. Salutați-l pe Nelson Mondialu, tablou, perfecțiune. Tablou, perfecțiune. Păi, e ușor șmecher să fii. Ascultați ce vă spun, dar e greu să te menții. Asta e vorbă. Racolată acum mulți ani, înțelegi, de la mine. Lăutarii au luat-o de la mine. Așa. Priviți-l și minunați-vă. Deci, mami, până la urmă ce ai decis? Cartofi prăjiți cu ce? Și am așa rută eu, tata Pâța. Ce ai pus acolo? Tu îmi pui medicamente să-l mai minsesc, ole.
mai trebuie să-ți-o fătuie toată gura ta? A, nu, tăti, întorci, lasă-i să se ardă pe o parte și pe aceea-i... Ce capul meu! Păi nu, tăti, întorci atâta. Uite, am zis, tu sau nu mai, nu judi sau faci intenționat. Tu ai tupeu. Deci, pe cuvânt, dacă nu... Tu ai tupeu. Deci, odată zici, doar așa, așa, că, așa se prăjește. Așa se prăjește. Ioi, domnule, pe... Păi, dar tăti, întorci... Și mă face aici pâine. Face drojdie și mă face pâine. Pâine de casă. Învățuc.